Sărut mâna, bună ziua, vă mulțumesc că ați răspuns invitației mele pentru această conferință de presă în care aș vrea să dezbat câteva probleme de interes național și câteva de interes local. Patru mi-am propus eu pentru interes național. Am să încep cu prima, care să spunem așa, este proaspătă, este caldă, este o inițiativă legislativă a mea pe care o anunț prima dată aici la dumneavoastră, la Roman. Este legată de o problemă de care m-a preocupat din perioada când eram primar. Vorbim despre delincvența juvenilă, despre ceea ce se întâmplă ca abatere de la normele atât morale cât și legale din partea copiilor, a tinerilor. Știm că majoritatea minorilor care comit infracțiuni provin din familii, în special din familii defavorizate, cu o situație materială precară, unele monoparentale, părinți plecați în străinătate, copiii lăsați în grija bunicilor sau a vecinilor, și pericolul este foarte mare pentru că ulterior un minor care comite o infracțiune la această vârstă poate deveni un pericol pentru societate ca adult. Momentan în România se află doar două centre de educare a minorilor și două centre de detenție. Cele de detenție sunt la Brăila, Tichelei și Craiova și cele educative la Buziaș și Târgu Ocna. Centrele pentru minori deja existente sunt supraaglomerate, se află la sute de kilometri depărtare de locuința de domiciliu sau de familie în multe cazuri, în unele cazuri sigur că sunt în proximitate, și credem că acest lucru nu este de bun augur fiind foarte departe de domiciliu sau de familie. De asemenea, lipsa unor centre educative și de detenție îi pot trimite, și chiar se întâmplă acest lucru, constatăm cu toții, pe tineri, pe copii în stradă, unde ei comit noi infracțiuni. Deci aș vrea să vă spun că, conform statisticilor, gradul de recidivă în rândul minorilor este de peste 60%. Eu am în lucru în acest moment un proiect legislativ pentru care am și definitivat expunerea de motive. Este în această expunere și justificarea faptului că aceste cazuri de delincvență juvenilă din ultimii ani s-au înmulțit simțitor, iar gradul de recidivă, așa cum spuneam, este semnificativ. Potrivit unei statistici realizate de Cristi Danileț, fost membru CSM în perioada 2011-2015 în România, au fost condamnați 15.000 de minori. Zilnic sunt trimiși în judecată 7 minori pentru comiterea infracțiunilor de furt și tâlhărie, unul pentru lovire sau vătămare corporală simplă ori gravă. La fiecare 3 zile un minor este adus în fața judecătorului pentru că a comis un viol sau a omorât o altă persoană. Noul cod penal a generat o scădere a numărului de copii trimiși în judecată, fără ca asta să însemne o scădere a numărului de infracțiuni comise de minori. Drept pentru care proiectul de lege pe care îl propun și pe care îl lansez în dezbatere publică prevede înființarea unor centre educative și detenție pentru minori, eventual mai mici decât cele existente, astfel încât programele de reabilitare să se concentreze pe fiecare minor în parte și să ofere o șansă de a deveni un adult capabil să ia deciziile potrivite. Noi propunem ca câte un centru educativ și un centru de detenție pentru minori să existe în fiecare regiune, adică în cele 8 regiuni de dezvoltare ale României. Acestea urmează să funcționeze sub ordinea Administrației Naționale a Penitenciarilor, la fel ca cele deja existente. De asemenea, în colaborare cu administrațiile locale, Administrația Națională a Penitenciarilor va stabili locația centrelor educative și a centrelor de detenție, iar ulterior primăriile vor atribui în proprietate Administrației Naționale a Penitenciarilor cu titlu gratuit terenul sau spațiul necesar pentru construcția acestora, pentru că se vorbește foarte mult și despre condițiile din penitenciare și despre necesitatea de a remedia această problemă, în timp ce minorii care comit infracțiuni sunt ignorați.
Consider că mai ales aceștia trebuie să beneficieze de atenția noastră în condițiile în care este de datoria noastră să-i recuperăm și ne asigurăm că nu-și încep viața ca adulți luând decizii greșite. Aș vrea să vă spun că acesta este un punct de plecare în ceea ce înseamnă o societate mai sănătoasă, o societate mai bine structurată din punct de vedere al respectării moralei și legii. Cred că copiii de azi, tinerii de mâine și adulții de poi mâine trebuie să aibă o grijă majoră din partea statului. Eu am propus ca aceste centre educative pentru minori și centre de detenție să se înființeze prin ordin al Ministrului Justiției, iar am stabilit chiar și un grafic în sensul în care în termen de 6 luni de la adoptarea prezentului proiect legislativ, Administrația Națională a Penitenciarilor să finalizeze o evaluare pentru a stabili capacitatea centrelor educative pentru minori și a centrelor de detenție pentru minori din fiecare regiune de dezvoltare a României. În termen de 6 luni de la finalizarea evaluării care stabilește capacitatea centrelor educative pentru minori și a centrelor de detenție pentru minori în colaborare cu administrațiile publice locale, Administrația Națională a Penitenciarilor va stabili locația centrelor educative și a centrelor de detenție. În procedura de stabilire, sigur că se va ține cont de disponibilitatea terenurilor și a spațiilor care pot fi puse la dispoziție de administrațiile publice locale. Într-o regiune avem atâtea municipii, reședință de județ și municipii și orașe care ar putea să aibă disponibilitatea să intre într-o astfel de colaborare. Iar următorul prag ar fi în termen de 6 luni de la stabilirea locației, primăriile vor atribui în proprietatea Administrației Naționale a Penitenciarilor, sigur, cele care doresc să se implice, cu titlu gratuit terenul sau spațiul necesar pentru construcția centrelor educative pentru minori și a centrelor de detenție. Mai mult decât atât, am propus și modul în care să se facă finanțarea. 50% din cheltuiala necesară în ființarea acestor centre, la nivelul fiecarei regiuni, deci unul de detenție și unul educativ, să se facă de la bugetul de stat, iar 50% de la bugetul Consiliilor Județene de regiunea respectivă, proporțional pentru fiecare Consiliu Județean cu populația din respectivul județ. Așa cum am spus, proiectul este în lucru, săptămâna viitoare îl voi discuta în grup, eu l-am lucrat deja, dacă vedeți, și într-o formă oarecum finisată, dar pe urmă am intervenit din nou, am lucrat deja pe el. Eu sper săptămâna viitoare să am gândirea finală și să-l pot înainta în grup deputaților a Partidului Național Liberal pentru dezbatere și discuții internă, colectând și celelalte puncte de vedere, informații și propuneri, astfel încât să-i asigurăm, dacă vreți, un cadru cât mai complet. Cam acesta ar fi primul subiect. Al doilea subiect, care a fost larg dezbătut în zilele care au trecut și care a suferit foarte multe supoziții, discuții, este acela al pensiilor speciale. Așa cum am anunțat și pe posturile naționale într-o conferință de presă ad hoc, pe care am ținut-o la Palatul Parlamentului, exprimând, bineînțeles, un punct de vedere al Partidului Național Liberal în calitate de vicepreședinte al Partidului Național Liberal, Partidul Național Liberal nu susține și nu va susține pensiile speciale pentru nicio categorie socioprofesională, cu excepția cea a militarilor, unde sunt pensii de serviciu speciale pentru o categorie specială, și pentru magistrați, conform și avizului dat de Curtea Constituțională. Acestea sunt cele două categorii care sunt în vigoare și cărora, din punctul nostru de vedere, le este îndreptățit să primească aceste pensii speciale. În rest, noi nu susținem pentru nimeni, nici pentru parlamentari, nici pentru primari. Eu am și spus-o cu subiect și predicat, am venit la primărie să fiu primar, să ajut la dezvoltarea orașului în care trăiesc, nu am venit să gândesc o pensie specială și am mers parlamentar să încerc să deblochez în măsura în care pot anumite lucruri, anumite disfuncționalități pe care le-am sesizat din planul
activității de edil și să fac ce pot împreună cu reprezentanții Partidului Național Liberal în Parlament să aducem un plus, atât cât mă pricep, atât cât știu, atât cât pot, pentru că sigur este vorba aici și de știință, este vorba și de putință, este vorba despre oportunitate și despre ceea ce poți realiza, ce poți negocia, astfel încât să treci ca și propunere legislativă prin Parlament. Deci, dincolo de aceste lucruri, afirmația noastră este una foarte clară, fără dubii, noi nu susținem aceste pensii speciale, mai mult decât atât, vom vota acel proiect de eliminare a pensiilor speciale, pentru a nu exista niciun fel de dubii, chiar dacă niște colegi de-ai noștri, la un moment dat, la presiunea primarilor din teritoriu, și-au pus semnătura pe acel proiect de lege, în urma discuțiilor pe care am avut în Biroul Executiv Național, și-au retras semnătura de pe acel proiect și nu vor susține, și nu vom susține, și nu vom vota acest proiect. Mai ales că în ultima vreme salariile în sectorul bugetar, dar și în administrație, au venit la un nivel mai mult decât decent, așa încât nu vedem o oportunitate în momentul de față. Pentru că noi susținem, am spus-o, o spun și o voi spune, principiul fără dubii, foarte clar, corect și drept, așa mi se pare, principiul contributivității. Și am vrut să răspund și la această problemă. A treia problemă ar fi aceea care se apropie de o finalitate a legii asociațiilor de proprietari. Am condus grupul de lucru din Camera Deputaților, am fost în dezbatere și la Roman am făcut această dezbatere cu președinții și administratorii de asociații. Am avut dezbateri la București cu reprezentanții din Ministerul Dezvoltării, ca, sigur, reprezentanța ai executivului, dar și cu reprezentanța Ligii Naționale a Asociațiilor și Ligii Naționale a Proprietarilor. Multe lucruri provin ca și propuneri de aici. Am avut și noi propriile noastre amendamente, inclusiv eu. Am avut discuții și dezbateri și cu reprezentanții Asociației Municipiilor din România și Asociației Orașelor din România, unde și din partea edililor, cei care se confruntă cu probleme practice, au venit propuneri. Am căutat să le așezăm pe un numitor comun, pentru că de multe ori parte din propuneri erau contradictorii, fiecare căutând să-și exprime un punct de vedere în sensul în care transpiră un element de subiectivitate, căutând să își creeze o anumită, hai, poate mult spus, protecție, dar un element de forță, de prezență și de decizie în cadrul acestei legi. Noi am căutat să fim foarte obiectivi și să ajungem la un punct final. Dezbaterile s-au încheiat săptămâna aceasta, am avut ultima ședință de lucru și am ajuns la un numitor comun. Eu cred că dacă nu săptămâna care vine, săptămâna cealaltă va intra deja în comisii, în comisiile de lucru ale Camerei Deputaților, pentru că legea a trecut de Senat. Noi venim aici cu puncte de vedere, zicem noi, corecte, pertinente, cu îmbunătățirea acestei legi și sperăm ca până la sfârșitul sesiunii să putem promova această lege. Am anunțat-o nu în mod special, dar pentru că m-am ocupat de această lege și am condus ostilitățile, să spun între ghilimele, pe dezbaterile acestei legi. Acesta ar fi al treilea, al patrulea subiect a fost, pe care vreau să-l prezint, este această întâlnire care a fost săptămâna aceasta la București, a Biroului Național a Ligii Aleșilor Locali, împreună cu reprezentanții din Parlament, din Comisia de Administrație. Evident, am fost și eu. Această întâlnire a fost ieri dimineață la ora 11, unde ne-am întâlnit cu reprezentanții, așa cum vă spuneam, a Ligii Aleșilor Locale, adică primari de municipii, primari de orașe, primari de comune, consilieri locali, consilieri județeni, președinți de consilii județene, vicepreședinți de consilii județene,
unde am început o dezbatere pe acest cod administrativ, dar și pe codul finanțelor publice locale. Câteva idei care s-au desprins aici ca un punct de vedere, zic eu, consistent și elocvent a Partidului Național Liberal. Prin acest cod se dorește aducerea înapoi a prefectului ca și fiind desemnat politic, la fel cu politizarea, o să spuneți că și acum există, dar se dorește să se vină pe față, cu politizarea funcționarilor publici care au atribuții în conducerea deconcentratelor. Mai mult decât atât, am să leg acest subiect de un altul care e în corelare și s-a dezbătut la Liga Aleșilor Locali, fără să intru în detalii, fiind un proiect care se discută în interiorul partidului și n-aș dori să dau drumul la discuții în afară, pentru că ele nu au ajuns la o formă finală în interiorul partidului, dar revin la codul administrativ. Codul administrativ aduce așadar un prefect cu puteri majore, trecând de la faza de coordonare pe care o are în prezent, ca reprezentant a Guvernului în teritoriu și care are în coordonare aceste agenții care sunt o prelungire a Guvernului în teritoriu. Mai mult decât atât, noi aici ne dorim o restructurare și voi reveni acestora la acest subiect. Deci de la partea de coordonare la partea de conducere, credem că prefectului s-ar atribui puteri mari fără a fi justificate în teritoriu și astfel să avem o presiune majoră din partea prefectului asupra autorității publice locale, care și-ar diminua în mod semnificativ autonomia. Ori noi vorbim de autonomie, vorbim de descentralizare, vorbim de creșterea decizii la nivel local, apropierea serviciilor de beneficiar într-un mod benefic, vorbim de deconcentrare și de regionalizare și am asistat în ultimii ani, sub guvernarea PSD, la o creștere a centralismului, iar iată acest centralist s-a dublat și de o creștere a influenței politicului, ceea ce ar însemna revenirea la instituția prefectului de pe timpul lui Cosmâncă. Noi nu ne dorim acest lucru, am achesat la acțiunea comunitar, suntem țară membră UE, Uniunea Europeană, Comisia Europeană dorește mult ca să profesionalizeze activitatea administrativă și nici de cum să o politizeze, să avem o presiune majoră a politicului mai mult decât este nevoie, mai mult decât este necesar, mai mult decât în prezent. De asemenea, și șefii de concentratelor să fie numiți politic, este subliniat în acest cod administrativ. Nu ne dorim acest lucru. Partidul Național Liberal își dorește ca nivelul de politizare să se oprească la nivelul secretarilor de stat și a subsecretarilor de stat. Nu ne dorim să coborâm sub acest nivel, ne dorim ca administrația să se profesionalizeze. Ne dorim o meritocrație și o tehnocrație, în sensul bun al cuvântului, care să poată fi orientată către interesul cetățeanului. Doar așa vom crește competitivitatea, vom crește specializarea, vom crește nivelul de activitate în teritoriu spre beneficiul cetățenilor. Acest lucru l-am spus foarte clar și îl vom susține în acest cod administrativ. De asemenea, Partidul Național Liberal nu dorește, așa cum este propus în acest cod administrativ, transferul de proprietate din domeniul OAT-urilor prin majoritate simplă. Noi dorim să rămână ca în prezent cu două treimi. Mulți primari spun că se blochează și nu pot să facă acest transfer, concesiuni sau vânzări sau schimburi de terenuri care țin de patrimoniul primăriilor, pentru că neavând o majoritate nu se votează. Păi dacă nu se votează, nu se votează. Și noi am trecut prin astfel de lucruri. Eu cred că trebuie să ai putere, trebuie să ai persoasiune, trebuie să ai argumente prin care să convingi atât puterea dintr-un consiliu local, cât și opoziția, să voteze un proiect de lege care presupune un transfer de patrimoniu într-una din formele pe care le-am precizat, asigurând acea majoritate de două treimi și nici de cum cu o majoritate simplă pe repede înainte.
Pentru că eu cred și ca experiență care o am, în spatele unor astfel de transferuri se pot ascunde și intenții mai puțin oneste. Și atunci, acesta este și rolul într-un consiliu local al opoziției să poată să ridice anumite semne de întrebare, iar negocierile să se poată purta, iar dacă argumentele vin și susțin o astfel de decizie, să poată duce către un transfer, dar așa cum spuneam, către majoritatea cu două treimi, nu cu majoritatea simplă. De asemenea, tot în acest proiect este propus ca schimbarea președintelui de Consiliu Județean, vicepreședintelui de Consiliu Județean sau a viceprimarului să se facă cu jumătate simplă, cu jumătate plus 1 din numărul membrilor Consiliului Local sau Județean aflați în funcție. Noi ne dorim să rămână cu două treimi, tocmai pentru a putea da o stabilitate. Dacă de la o zi la alta două partide își reconsideră pozițiile, modifică majoritatea, pe cale de consecință pot modifica președintele sau vicepreședintele Consiliului Județean sau viceprimarul. Credem că acest lucru ar aduce o instabilitate în ceea ce înseamnă partea de legislativ local și nu ar fi benefic pentru comunitate. De asemenea, dacă poți coagula o majoritate calificată de două treimi, atunci argumentele stau în picioare, sunt plauzibile și pot să purcezi către o astfel de modificare. Altfel ar fi, mai ales într-o lume a politicului de azi, care dă dovadă de un nivel destul de ridicat de instabilitate, de a-și păstra angajamentele, lucrurile nu funcționează așa cum ne-am dori, iar prin aceste modificări noi credem că ar aduce un grad sporit de instabilitate. De asemenea, cu privire la codul finanțelor publice locale, aici avem de asemenea dezbatere, pentru că acest cod, la o primă observație și discuție pe seama lui, ar aduce o presiune asupra autorității publice locale în ceea ce înseamnă creșterea taxelor și impozitelor la nivel local. Eu cred că aici Partidul Social Democrat, în frunte cu conducătorul său, domnul Liviu Dragnea, s-au gândit a lua o presiune de pe nivelul guvernamental, care ar trebui, așa cum se întâmplă și în țările celelalte din Uniunea Europeană, să susțină proiectele de dezvoltare, să susțină dezvoltarea pe teme, pe subiecte. De exemplu, fac o analiză la nivelul țării despre ce e nevoie de creșe. Creez prin Ministerul Dezvoltării, dacă vreți, un program de dezvoltare a creșelor. E nevoie de dezvoltare de drumuri, un proiect de dezvoltare a drumurilor. Nu. Acum avem aceste PNDL-uri care creează anumite finanțări pe ochi frumoși, pe susținerea propriilor primari dintr-un partid, așa cum s-a făcut indiferent de cine a fost la guvernare de-a lungul timpului. Considerăm că nu este o chestiune profesională, nu este o chestiune onestă, este o chestiune pe care să ții primari aproape și să poți determina și din partea cealaltă să-ți aduci o parte din primar la tine în curte. Credem că acest lucru ar trebui să dispară, iar Guvernul, prin Ministerul Dezvoltării, să creeze programe de dezvoltare sectorială. E nevoie de a dezvolta domeniul sănătății, modernizare în spitale. Creăm o linie de finanțare pentru a dezvolta acest lucru la nivel național. E nevoie de a crea laboratoare de nu știu ce fel în unitățile școlare. A fost un astfel de proiect cu ani în urmă, cu dotarea cabinetelor cu calculatoare. Deci vorbim de dezvoltare sectorială, onestă și corectă, echidistantă față de unitățile administrativ-teritoriale, implicit de primarii care conduc aceste unități administrativ-teritoriale, încercând să profesionalizezi și să nu politizezi mai mult decât este nevoie. În momentul de față, vorbim de PNDL 1, care e departe de a se fi încheiat, vorbim de PNDL 2, care e departe de a fi structurat final, și deja se vorbește de un PNDL 3. Pe ce bani? Pe acele credite de angajament. Vom vedea cine se va implica în aceste credite de angajament, pentru că este vorba din partea agenților economici să-și asume
un parteneriat cu banca, cu guvernul, cu autoritatea publică locală, să vezi cum se finanțează guvernul, dacă între timp are resursele să dea banii agentului economic, firmei respective. E o chestie destul de șubredă din punct de vedere a finanțării, din punctul meu de vedere, chiar dacă guvernul garantează aceste 30 de miliarde de lei credit angajament, dar care, din ceea ce am mai discutat și eu, creează o anumită suspiciune și o anumită neîncredere în rândul agenților economici. Așadar, simțind că lucrurile acestea greu vor putea merge mai departe, prin acest cod al finanțelor publice, se gândește a mutării presiunii de pe guvern, de pe minister, de pe ceea ce înseamnă politici publice de dezvoltare, către partea locală, ceea ce ca decizie ar fi ok din punct de vedere a politicilor publice de dezvoltare în cadrul acestei matrici a deciziei locale, a autonomiei, dar și a finanțelor, ceea ce mută presiunea pe OAT-uri, iar prin OAT-uri pe cetățean. Pentru că aceste norme cuprinse în acest cod al finanțelor publice dă drumul la o creștere semnificativă a taxelor și impozitelor. Deja noi considerăm că există o presiune majoră prin ceea ce s-a întâmplat și voi vorbi imediat la nivel local, se leagă de acest domeniu de care am vorbit, cu presiunea finanțelor, a fondurilor la nivel local, prin măsurile luate prin codul fiscal. Deci lucrurile sunt departe a fi într-un cadru firesc care să asigure o dezvoltare armonioasă a României în următorii ani. Vorbim despre niște coduri care trebuie să asigure o predictibilitate legislativă, în sensul în care primăriile, consiliile locale, județene să poată să-și gândească politici publice de dezvoltare în sensul aducerii unui nivel mai ridicat de trai pentru cetățeni și dezvoltarea. Și dezvoltarea, care din păcate a rămas pe un eșafod care este clatină puternic. Vedem că fondurile europene sunt departe de a se realiza și a se atrage sume importante care ni se cuvin nouă României. De curând, chiar europarlamentarul PSD, Corina Crețu, a anunțat că România este pe punctul de a pierde finanțări importante pentru că nu și-a făcut temele la timp. Cine trebuia să facă temele? Guvernul. De ce guvernul nu s-a pregătit? Pentru că guvernul s-a preocupat de scandaluri, de a schimba de trei ori într-un an de zile. Nu s-a întâmplat nicăieri în Europa. În loc să ne preocupăm de dezvoltarea României, de atragere de fonduri europene, de a crea rute de finanțări și de dezvoltări pentru OAT-uri, pentru regiuni, pentru România în general, suntem în ultima perioadă, și când spun în ultima perioadă, de aproape 2 ani, într-un scandal politic perpetu. Ori întotdeauna când ai acest scandal în față, nu poți să te gândești, nu poți să lucrezi, nu poți să pui accentul pe proiecte de dezvoltare. Inclusiv funcționarii din ministere stau și se uită unul la altul pentru că este un vid de decizie, este un vid de inițiativă, este un vid de profesionalism. Dacă vorbim la nivel local, două probleme aș vrea să le abordez. Cotele defalcate pentru bugetul local care au venit în această săptămână pentru luna ianuarie din impozitul pe venit sunt diminuate cu 44%, adică 56% a primit primăria municipiului Roman din cotele din impozitul pe venit, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Iată, prin urmare, măsurile fiscale luate de guvernul PSD a adus un impact puternic. Spuneau unii din consilieri, atunci când s-a luat o măsură dificil de implementat și dificilă pentru cetățeni, cu majorarea impozitelor și taxelor, că vor veni bani să stea liniștiți. Iată o primă măsură. Ce făcea în momentul de față primăria? Ținea școlile în frig? Ce făcea în momentul de față primăria? Întrerupea contractele de internet și telefonie cu unitățile școlare? Ce făcea primăria în momentul de față? Nu putea să asigure plata utilităților pentru unitățile școlare? Cheltuielile pentru amenajarea orașului? Și așa
dezvoltarea orașului se va face într-un ritm mai lent, pentru că bugetele locale, cu preponderența orașelor și municipiilor, acolo unde există un bazin semnificativ al forței de muncă și care prin urmare înseamnă o cotă de finanțare a bugetelor locale din impostul pe venit, aduce o diminuare drastică. Ce se poate face în acest moment? În acest moment, chiar aseară, am discutat cu primarul municipiului Roman, pentru că trebuie pregătită această primăvară, trebuie gospodărit orașul, trebuie spălate străzile, trebuie reparate trotuarele, trebuie greblat, trebuie pregătit spațiile de joacă și spațiile verzi. Facem ce putem să trăim într-un oraș frumos, curat și igienizat. Acest lucru trebuie făcut cu fondurile pe care le avem. Din păcate, în perioada următoare, dacă se va merge tot așa, cu diminuarea semnificativă și guvernul nu va interveni așa cum a promis, ne vom vedea, vom fi nevoiți să diminuăm fonduri alocate pentru anumite domenii de activitate în urma unor prioritizări. Adică se va vedea necesar astea fonduri de la mișcările artistice, de la mișcările sportive, de la mișcările culturale, pentru că au o importanță foarte mare. Cineva spunea că întotdeauna când e criză se taie de la cultură. Păi nu poți să lași învățământul, nu poți să lași sănătatea, nu poți să lași lucruri care țipă. Nu putem să ne lăsăm copiii, bătrânii, nu putem să ne lăsăm concetățenii. Trebuie să ne implicăm și să prioritizăm. E ca într-o situație de criză. Atunci când lucrurile se decid, se taie și se prioritizează astfel încât viața să meargă mai departe cu un minim de perturbare. Și atunci de unde tai? Tai de la mișcarea sportivă, tai de la mișcarea artistică, de la evenimente, căutând să păstrezi finanțare pentru bunul mers, pentru buna desfășurare a activității din oraș, astfel încât cetățenii să simtă cât mai puțin din măsurile impuse de această criză. Eu văd anul 2018 ca un an foarte greu, văd un an 2018 cu diminuare semnificativă a finanțărilor, văd un an 2018 care va atrage din nou și din păcate puține fonduri europene și cred că e nevoie de o strădanie a tuturor factorilor decidenți, a guvernanților, să-și dovedească măcar buna credință și dacă sunt buni români, să se implice și să ia atitudine astfel încât România să poată să meargă mai departe și să nu se prăbușească într-o criză. Anunțam anul trecut creștere economică. Au spus-o toți, o recunosc forurile internaționale. A fost o creștere bazată pe consum. S-au mărit salariile, s-au mărit pensiile, nu peste tot, s-au mărit necorespunzător la unii mai mult decât se merita, alții au rămas în urmă. Am sesizări de la personal din spitale, cel din afara personalului medical efectiv, a personalului administrativ, a auxiliar, a celor din laboratoarele din spital, da? Că au rămas în urmă, din corpul pompierilor. Am de asemenea sesizări. Sunt sesizări din rândul poliției, că la unii s-a rămas în urmă, neasigurând acea creștere armonioasă. Am asistat după promovarea legii salarizării unitare la 3 modificări a acestei legi. Se pregătește a patra. Am spus de atunci, legea nu a fost bine gândită. Legea nu a asigurat un echilibru pe ceea ce înseamnă atribut profesional, pe ceea ce înseamnă implicare socială, pe ceea ce înseamnă salarizarea existentă și importanța socială a muncii. Lucrurile trebuie gândite într-un cadru mai larg, nu trebuie grăbit, ce trebuie analizat, chiar dacă mai durează un pic, dar venit cu proiecte legislative corecte, pentru că iată la ce asistăm, o lege care e dată de curând și care are deja 3 modificări făcute, iar una de modificări deja aduce alte supărări în piața muncii. Lucrurile sunt departe a fi lămurite. În mare, cam acestea au fost lucrurile pe care am vrut să vi le aduc. Cred că am încercat să fac o radiografie a situației și la nivel național și la nivel local. Lucrurile sunt într-un moment dificil, consider eu, pentru țară, pentru cetățeni, pentru orașul meu, pentru Roman, pentru județul meu Neamț,
căutăm și ne implicăm, să știți, să venim cu soluții, cu propuneri, nu doar cu critici la măsurile proaste luate, venim cu lucruri efective, căutăm să le susținem și căutăm să aducem un plus pentru fiecare domeniu în parte și pentru națiune în ansamblu. Cam asta a fost ceea ce am vrut să vă transmit. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Din regiunea respectivă. Din regiune, cu populația fiecărui județ. Asta vorbim de înființare. Restul pe urmă merge sub Ministerul Justiției, sub Administrația Națională a Penitenciarelor. Ca și cele de acum. Da? Deci ele intră într-un sistem structural, instituțional, deja existent. Și sigur că va fi asigurat, pentru că ține de competența și ține de coordonarea și în subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor. Dar aveți vreo speranță că Ministerul Justiției va aviza acest proiect în mod pozitiv, având în vedere că ei n-au bani pentru numărul de gardieni? Eu cred că dacă va veni un sprijin și va fi o colaborare interinstituțională, ar putea să intereseze. Eu mi-aduc aminte că după al doilea război mondial, Japonia a fost țara care a investit cel mai mult în învățământ, a dat un PIB de 11,5%. Dacă nu ne gândim că acești tineri au nevoie de educație, au nevoie de îndrumare, au nevoie de sprijin, pentru că cineva, uite chiar acum mi-a trecut prin minte, ar putea să vină și să zică: domnule, dar ce propuneți dumneavoastră, să faceți pușcării pentru copii? Nu. Noi propunem să asigurăm un cadru în care să beneficieze de o educație adaptată societății în care trăim. Noi ne propunem să aibă un cămin, o masă caldă, o haină cu care să îmbrace și mâine să devină cetățeni de bază acestei societăți. Dacă nu, acești copii care au luat-o pe un drum greșit, mâine vor fi infractori acestei țări. Și vom vedea cazuri, nu numai cum unii se amuză, deși nu-i deloc de râs ceea ce se întâmplă pe la Vaslui. Pentru că și acolo există niște factori obiectivi la ceea ce se întâmplă. Jumătate din populația județului Vaslui e plecată în străinătate. Copiii au rămas în nimănui. Se joacă în toloacă, nimeni n-are grijă de ei. Un vecin se mai uită din când în când, strigă la ei să nu treacă o mașină peste ei. Și atunci în ei izvorăsc instincte, porniri din mediul în care trăiesc, din colectivitatea în care trăiesc. Și avem astăzi un furt, mâine o bătaie, poi mâine un viol, mai târziu o crimă. Nu vrem să se ajungă aici. Ce vină au oamenii de bună credință, cetățenii onești a României, să piară sau să fie violat sau să aibă un membru al familiei aflat într-o astfel de situație? O astfel de situație bulversează, distruge o familie cu totul. Noi trebuie să prevenim și cred că costurile nu sunt atât de mari pe cât ar fi câștigul societății românești în perioada următoare. Vă spun deja un light motiv. Speranța moare ultima. Ne vom bate și vom încerca. Am crezut că urmează ca reprezentanții PNL, vicepreședință și reprezentanții unor comisii naționale să meargă prin țară și să organizeze diverse activități în care să informeze și pe cei care nu sunt membri de partid cum stau lucrurile și pe partea administrativă și pe partea economică și am înțeles că de spune Noi astăzi deja avem o întâlnire la Bacău regională pe Moldova. Ne întâlnim la Bacău cu președintele partidului, cu factorii responsabili din administrațiile publice ai Partidului Național Liberal. Vom merge și vom purta o primă discuție, pregătim de două lucruri, acesta pe care l-a spus dumneavoastră, o dezbatere largă și conștientizarea populației cu privire la inițiativele noastre 1 și pregătirea evenimentelor din Republica Moldova 26-27 martie legate de Marea Unire. Sunt două evenimente importante pe care le pregătim, iar astăzi la regionala de la Bacău vom discuta și vom veni cu lucruri concrete cum vor fi aplicate aceste lucruri în perioada următoare. Sunt mai multe discuții aici, cred că mai multe supoziții decât realități, dar
ca și într-o familie, lucrurile trebuie rezolvate în interior. Eu sunt cel care am propus o linie de mijloc și a soluționat această problemă. Probabil și astăzi la Bacău, probabil și luni în Biroul Executiv Național se va discuta și vom căuta o soluție astfel încât lucrurile să funcționeze. E ca și acasă, atunci când copilul îți face o boroboață, nu te grăbești imediat și te duci și popularizezi pe scară ce s-a întâmplat. Sunt problemele noastre interne, ele trebuie rezolvate, cred că deja au luat un prea mult avânt, trebuie găsită o soluție de rezolvare. Domnul Chitic este primarul PNL al municipiului Piatra Neamț, este și rămâne în continuare. Și orice problemă ar fi, trebuie rezolvată cu onoare, cu demnitate, iar partidul trebuie să rezolve anumite lucruri în limitele competenței sale și o accepțiune mai largă. Vreau să vă spun că Biroul Municipal Piatra Neamț are un punct de vedere consistent, de care am luat știință și de care a luat știință și conducerea națională și probabil în perioada imediat următoare se va analiza și se va lua o decizie și aici aș vrea să închid această problemă. Vă rog. M-am spus că asta este o problemă noastră internă, nu este o problemă publică. Avem ideile noastre, avem propunerile noastre care le discutăm în partid, da? Dacă copilul meu ia o amendă, eu n-am să mă duc la un post de televiziune, îți dau pe post că a luat o amendă în circulație, că l-a prins radarul. Mă duc și discut cu el, îl întreb ce problemă are, băi, ai bani să-ți achiți, să... Nu, n-am bani să-mi achit. Ia de aici bani, duci și-ți o achite, dacă îți vine salariul, dai bani înapoi. Că așa lucrăm, greșeala se pedepsește. Dar măsurile se iau în interior, nu ne dezbrăcăm în fața oamenilor. E o problemă internă a PNL. Am toate cunoștințele. Nu, n-am fost prezent la acea întâlnire, dar am cunoștință despre ce a fost acolo. Discutăm cu președintele Ludovic Orban. Nu. Asta înseamnă nu, nu avem lucruri de ascuns, dar țin de problemele noastre interne și probabil vom putea lămuri mai multe lucruri, dar fiind într-o fază de pregătire a rezolvării unor probleme, eu cred că problemele se rezolvă cu echilibru, cu foarte mult răbdare și nu dăm foc la stoc să vedem ce frumos arde. Lucrurile trebuie văzute din perspectiva în care dorim să construim, nu să dărâmăm și să demolăm. Partidul Național Liberal este tot o echipă. Chiar dacă între membrii familiilor mai apar discuții și între soț și soție acasă, mai apar discuții, ba de la bani, ba de la copii, ba că lasă-l să învețe, ba că lasă-l să joace. Asta nu înseamnă că cei doi soți fac parte din echipe separate. Ei fac parte din aceeași echipă, numai că uneori pot avea opțiuni sau păreri diferite. Acestea se discută, se dezbat, uneori cu mai mult calm, alte ori mai aprins, dar până la urmă rămâne o familie. Așa și Partidul Național Liberal este o echipă la Neamț, până la urmă. Echipă cu aripioarele. Ei, da, și în familie, copiii sunt aripioarele părinților. Vă rog. Da. Sigur. Eu cred că la Roman pot funcționa două. Dar există deja în regiunea Nord-Est unul, cel de la Târgu Ocna. Atunci, pe cale de consecință, eu am propus să fie două centre. Unul de detenție și unul educațional. Pe cale de consecință, noi ne-am manifestat disponibilitatea ca cel de-al doilea să fie la Roman, aflându-se și din punct de vedere geostrategic în centrul Moldovei, având și disponibilitatea de a conlucra cu Ministerul Justiției, cu Administrația Națională a Penitenciarelor, dar acest lucru, dacă legea se va aproba,
atunci sigur că va avea loc o dezbatere mai largă. Mi-aduc aminte când s-a făcut parchetul la Roman, a fost o discuție și s-a venit de la Ministerul Justiției, a se căuta o locație și a se vedea despre ce este vorba. Să nu uităm că la Roman și judecătoria și parchetul au fost modernizate, deci dacă este bunăvoință, se poate face. Sigur că în general se spune, da, e bun, dar nu sunt bani. Niciodată nu vor fi bani. Este vorba de decizie politică. Dacă se vrea și ne interesează viitorul țării noastre, decizia poate să fie una pozitivă. Nimeni nu spune că trebuie să fie construite într-un an de zile. Eu am dat 3 etape de 6 luni prin care să se ajungă la decizia finală. Dar ele, funcție de finanțare, se pot finanța într-un an, în 2, în 3, în 4. Important e să se înceapă. Și un drum început, până la urmă, va fi parcurs. La orice. La orice. La orice. Este destul de izolată, are toate utilitățile, are dependențele necesare, ea poate fi... Nu, nu, poate fi. Adică cu o finanțare, așa cum am spus și eu, și de la Minister, și de la Consiliul Județene, pentru că până la urmă 50% dacă pune Ministerul Justiției prin bugetul alocat pe 2019 și 50% pun Consiliul Județene, nu? Deci noi în regiunea noastră avem 6 Consilii Județene. Păi 6 Consilii Județene ar veni aia 50% împărțit la 6, dar vine ponderat, funcții de populație a fiecăruia. Ar însemna niște sume atât de mari pentru a rezolva o problemă foarte importantă pentru comunitățile urbane în special, dar și pentru comunitățile rurale. Este o problemă pe care o vedem că există zi de zi, da? Copii care lovesc, adulți, bătrâni, care le smulgă poșeta din mână, lănțișorul de la gât, ălea poliția e o declarație de drum, adică el se întoarce la locul de muncă, între ghilimele vorbind. Trebuie să facem ceva pentru ei, că asta fac astăzi, dar mâine intră în casă, va intra peste bătrân, îi pune perna pe față și nu vreau să mai spun alte lucruri ca să nu dau idei. Deocamdată, până nu vedem un lucru, eu sunt omul pașilor mărunți. Să vedem cum se întâmplă lucrurile. Nu pot să vorbesc de pui când găina încă nici nu se ouă. Aștept să se așeze lucrurile și pas cu pas, mergând și văzând, vom face. În patrimoniul primăriei municipiului Roman, dar e dată Ministerului pentru acel campus. Noi am făcut mai multe solicitări și vom reveni să ne dea înapoi dacă nu mai continuă programul cu campusurile. Vă rog. Doamna Flora, întrebarea dumneavoastră este foarte bună. Eu vă spun ca primar, în cei 9 ani de zile am mers și am tot preluat atribuții de la nivel național. Am început cu evidența informatizată a persoanei când am luat-o de la Ministerul de Interne și am adus-o la primărie. Pe cheltuia la primărie și din punct de vedere a resursei umane și din punct de vedere a resursei materiale. Pe urmă au fost unitățile școlare, care primeau finanțare pentru utilități și pentru întreținere de la minister. Le-a preluat în patrimoniu primăriile, cu cheltuială de la primării. Pe urmă au venit spitalele, cu cheltuieli, anumite cheltuieli și de la primării. Pe urmă ce a mai fost? Poliția locală, ordinea publică, da? Care ordinea publică era la Ministerul de Interne. Am preluat-o și cu resursă umană și cu resursă materială. Primăria tot a dus și aduceți-vă aminte că în cei 9 ani nu a mărit niciodată taxele și impozite, doar le-am indexat cu cifra de inflație cu care eram obligat prin codul fiscal. Dar eu n-am mărit niciodată taxele și impozite cât am fost primar. Acum, de ce s-a întâmplat acest lucru? Că s-a ajuns la os. Efectiv, nu era o altă soluție și se vede, se demonstrează. Știu că îmi spunea primarul că erau consilieri care spuneau nu că guvernul va compensa. Cum compensează? Iată primele sume venite prin ianuarie, diminuate cu 44%. Despre ce vorbim? Vorbim despre o subfinanțare prin furt din bugetele locale. De asemenea, banii care erau excedent, pe care primăriile îi păstrau pentru cofinanțare pe fonduri europene sau pentru proiecte pe care le aveau pus în plan pentru anul următor și puneau deoparte ca omul gospodar, știți că este o vorbă la țară, nu te bagi în banii vacii. Domnule, punea bani acolo pentru proiectul ăla, guvernul le lua banii din fondul de rulment, din
ceea ce păstraseră ei. Deci vorbim despre o devalizare a bugetelor locale și am anunțat-o atunci când am făcut conferință de presă la Roman legată de codul fiscal. Sunt lucruri pe care le vedem. Este o subfinanțare a autorității publice locale. Sigur că este foarte greu, nu are cum să compenseze autoritatea publică locală diferența de salarizare din domeniul sănătății. Aceasta este obligația Ministerului de Finanțe împreună cu Ministerul Sănătății prin Casa de Asigurări de Sănătate. Sunt niște lucruri foarte clare. Gândiți-vă că totuși primăriile care derulau fonduri pentru finanțarea unităților școlare asigurau plata personalului din învățământ. Iată, am avut până de curând un zbucium al directorilor, mă sunau, nu știau încotro să pornească. Li s-a dat să ia măsuri în Consiliul de Administrație reducerea bugetului cu 19%. Păi eu, profesor cu gradul 1, care mă duc și îmi fac treaba și serios, pe mine nu mă interesează, domnule, de unde se ia banii. Mie, la sfârșitul lunii, trebuie să-mi plătești banii pentru munca depusă. Sunt unități școlare, nu putem compara unitate școlară cu unitate școlară. Păi vorbim de Colegiul Național Roman Vodă, care este un faniol al învățământului romașcan, nemțean, moldovean și de ce nu românesc. Sunt profesori cu gradul 1, cu vechime, profesori cu doctorate. Este evident că se deosebește de o altă școală, dintr-o comună, dintr-un oraș mai mic, unde sunt profesori mai tineri, sunt profesori suplinitori, sunt profesori care debutanți sau care de-abia și-au dat definitivatul, care au altă salarizare. Cum tu îi spui directorului să încadrezi în salarizarea pe care i-o dai? Dar nu există așa ceva, doar nici directorul, nici inspectoratul nu-ți vechil pe moșie. Eu de altfel am propus și Partidul Național Liberal susține propunerea mea de desființare a inspectoratelor școlare. Trebuie să avem o direcție județeană de învățământ cu 2-3 reprezentanți care monitorizează activitatea, în restul e nevoie. Avem metodiști, avem experți în învățământ care pot asigura activitate de îndrumare, de control, de verificare. Sunt lucruri care se află sub decizia autorității publice locale, Consiliul de Administrație, în care e asigurată reprezentarea tripartită, profesori, personal didactic auxiliar și nedidactic pe de o parte, pe de altă parte elevii, beneficiarii actului instructiv educativ și părinții, dar și autoritatea publică locală. Deci avem pârghii prin care să putem duce un învățământ de calitate. Eu cred că de multe ori creează disfuncționalități și strică mai mult decât fac. Hai să privim ce se întâmplă în țările occidentale. Hai să privim la țări cu democrații consolidate care au o practică. Nu inventăm noi apa caldă. Noi trebuie să luăm lucruri care deja funcționează și să le aplicăm la specificul nostru și să le punem la treabă. Nu să stăm să gândim 2 ani și când le punem în treabă să vedem că nu funcționează și că nu merg sau creează perturbări în domeniu, cum se întâmplă cu legea salarizării unitare. Deci sunt lucruri în care trebuie doar bună credință și să fii cât de cât un pic specialist, să te pricepi cât de cât, da? Dacă ne aducem și ne punem și soțiile și prietenele și copiii și amantele și vecinii și secretari de stat și miniștri și șefi de deconcentrate, e clar că s-a deprofesionalizat administrația. Și atunci asistăm la astfel de lucruri care se întâmplă, din păcate. Scăderea profesionalismului, scăderea activității în sine și a efectului benefic către populație pe toate domeniile de activitate. Asta se întâmplă, asta avem, constatăm cu toții. Nu dictez eu, nu definesc eu, nu vin eu și postulez, eu doar constat, vă spun ce se întâmplă cu experiența care o am, iar dumneavoastră cu propriile simțuri și cetățenii pot vedea dacă îi mai bine și dacă li se pare că merge pe un drum bun, tot înainte. Dacă nu, trebuie să facem ceva. Noi discutăm des cu domnul primar, dar el fiind la București, la Liga Aleșilor Locali, am avut și acolo timp și pe drum încoace să discutăm. Și ați discutat puțin de buget și de diminuarea cu 1.100.000 lunar, cel puțin la cotul de 11 miliarde vechi. Da, așa este. Și spuneați că ar fi indicat ca aceste alocări de bani, de lansări, de trece investite și așa mai departe. Mișcări sportive, competiții chiar. A fost un punct de vedere, pentru că mi s-a plâns că e greu, că e din ce în ce mai greu, că de-abia reușește să asigure funcționarea orașului,
că vrea să meargă mai departe și aici l-am îndemnat și eu să meargă și mai departe cu dezvoltarea orașului, pentru că trebuie să treacă și la proiecte pe care să le consolideze el împreună cu echipa. Eu sunt foarte mulțumit că proiectele pe care le-am avut în plan și pe care le-am început le-a dus la bun sfârșit și a reușit să le definitiveze și m-am implicat și am fost alături de el, așa cum mă voi implica și voi fi alături de el și pentru proiectele efectiv care vin din propria lui emanație. Pentru că noi ne sfătuim, nu suntem două entități disjuncte. Îmi doresc mai multă implicare, îmi doresc într-adevăr o activitate bună. Se străduiește, încearcă să facă, dar din păcate oprim și o perioadă foarte proastă, ca să fiu corect. Încearcă, omul încearcă, se străduiește, eu sunt alături de el, ce putem să facem. Dar acolo când nu se mai poate anumite lucruri, nu se mai pot face, trebuie luate anumite măsuri, nu? Adică dacă văd că nu mi-ajung banii, nu mă duc cu ultimii bani din casă și îmi cumpăr jambon. Fac o ciorbiță de legume, fac un cartof prăjit, cu niște pifteluții, mai lungesc mâncarea, cum se spune, așa face o gospodină. Iar un gospodar mai pune niște pătrunjel, mai pune un pic de morcov, mai pune să aibă să consume, să cumpere mai puțin. Așa am gândit și eu. Mai diminuăm un pic de la sport, mai diminuăm un pic de la mișcări sportive, de la mișcări artistice, ca să poată să meargă mai departe, să cofinanțeze proiectele pe care sperăm să le obținem, că nu ne-am luat gândul de la ele, ne batem pentru ele, ne batem și pentru creșă, ne batem și pentru cele două parcuri la care unul e mai avansat, parcul Jora, celălalt parcul Zăvoi, vine și el din urmă, chiar dacă nu vă începe anul ăsta, anul celălalt începe, pentru că ele scoase la licitație proiectare plus execuție, știți? Și se întinde, durează. Dar eu zic că Jora începe anul ăsta și e posibil să se definitiveze, celălalt, e nevoie de cofinanțare, e nevoie de implicare, e nevoie, uite, la blocul 33, e vorba de proiectarea și de acolo, sumele sunt destul de mici, prețurile au crescut, va trebui să suporte primăria o componentă neeligibilă. Deci sunt lucruri foarte importante care trebuie susținute. Și atunci cu tot dragul, domnule, când a fost frumos, am făcut și petrecere. Când nu se poate, mai puțin tel, că trebuie să ne ocupăm de lucruri care prioritizate sunt mai importante pentru cetățeni. Asta am discutat și a fost de acord cu ceea ce am spus eu și urmează să analizeze funcția și să vedem ce se întâmplă luna următoare. Dacă se merge pe același trend, cu diminuare semnificativă a cotei de cofinanțare a bugetului local, vă spun că sigur se va ajunge la aceste măsuri. Pentru că nu vreau și spun în calitate de fost edil și reprezentant a romanului în Parlamentul României să sufere nici sănătatea, nici învățământul, nici cetățenii în stradă, nici grădinițele, nici creșele și administrația să-și facă treaba. Nu vreau aici. Și atunci de unde? Umblăm un pic la auxiliare. Reducem de pe acolo. Asta e situația. Vreau să vă spun că oamenilor de afaceri le este foarte greu și lor. Măsurile acestea i-a afectat dezastruos. Oamenii de afaceri nici nu vor să mai audă, să stea de vorbă, să mai ajute cu nimic. De-abia aș țin oamenii. Mi-au spus că până în vară fiecare ar putea să meargă între 25-30% reduceri de personal. Au crescut cheltuielile cu resursa umană. Au crescut cheltuielile cu ce înseamnă tranzacțiile. Birocrația este în creștere. Nu poți să pui presiune mereu pe mediul de afaceri. Mediul de afaceri de-ar putea să se autosusțină în această perioadă de criză, să meargă mai departe și să contribuie prin taxele și impozitele care li se cuvin la bugetul local. Eu chiar, ca un om care am conștientizat că mediul de afaceri este plămânul economiei, este motorul, trebuie să avem grijă să nu gripăm acest motor. Că de obicei, iată, tot în spatele mediului de afaceri, dar într-o zi face și cade jos. Și ce ai făcut? Închizi lacătul, stângi lumina și ai plecat. Nu, eu cred, pentru că de acolo vine efectiv PIB-ul României, din mediul de afaceri. Acolo efectiv se construiește. Nu poți să te... Dom'le, ții și rușine să mai aduni mediul de afaceri și să spui, n-ați putea ajuta, îți pun în față. Nu, dom'le, nu mai putem ajuta. Nu mai putem, că nu mai putem trăi noi. Băncile au crescut roborul, au crescut rata de schimb, iată, au ajuns la 4,66 și euro, a crescut inflația, ne-am dus la 4,6 inflații, de la 0,2, hai să gândim cu cât au crescut și toate astea unde se duc? În pieptul omului de afaceri, precum săgețile la țintă. Și atunci trebuie să te gândești și la ei. Dacă poți să-i ajuți, dacă nu, să nu-i încurci măcar în perioada asta grea.
Pentru că totdeauna, când au fost mai bine, au fost și au sponsorizat și au ajutat și au sprijinit. Dar acum le este greu și lor și înțeleg. Știți cum e cântecul ăla? Că la tăți ni-e greu. Asta e situația. Trăim un adevăr trist. Așa e. Dar eu sunt tenace și nu mă las, merg până la capul, știți? Gândiți-vă că eu luam copii, când veneam, era un profesor care erau analfabeți când veneau în clasa nouă, da? Nu știau să scrie pe tablă. Și îi făceam să iau bacalaureatul și mulți de ei să fac o post-liceală sau o școală de maestri. Că e armonie, că e pace. Îi postul mari, îs ispitile, îs încercările, înțelegeți? Lucrează și Dumnezeu face mănăstire, dar nici diavolul nu se odihnește. Și atunci ispitele lucrează, noi facem cruce, zicem, Doamne ajută, ne închinăm, zicem, izbăvește-i Doamne, dă-le minte și lumină să mergem pe calea aceea dreaptă. Și voi lucra și pentru acest subiect. V-am spus că asta e o problemă internă și... Eu știți ceva, precum păstorul, păstorul să fie bun, că oile se adună. Ați înțeles ce am zis? Păstorul să fie bun, că oile se adună. Bătrânii spun altfel, lac să fie, că broaște se adună. Deci până la urmă să știți că acolo unde ai un cuvânt, ai o demnitate și o recunoaștere, deși e greu fiecare să fie profet în satul lui. Dar dacă mergi cu Dumnezeu înainte, drumul ți se deschide. Se poate întâmpla, v-am zis, încercările sunt mari. Încercările sunt mari. Dar acolo au fost elemente de altă natură internă, așa încât nu se putea compara și încerca, ieșea un scandal național. Nu, niciodată vorbile și încercările nu dispar, dar măcar să le putem atenua și să asigurăm o normalitate. Da, dar știți că e cu atât mai mare fapta când ai recuperat oaia rătăcită. Aduceți-vă aminte din fiul risipitor când a venit în pildă și a tăiat vițelul cel gras. S-a supărat la care a fost acasă, dar pilda a fost plină de semnificații. Ca în fiecare an, cu atât mai mult că e o situație mai grea, aseară când am venit de la București, m-am oprit de direct aici în birou și am avut o ședință cu colegii mei și am hotărât în aceeași manieră, și calitativ și cantitativ, să facem și anul acesta o acțiune de sărbătorile pascale. Da, Mircea Beloiu mai e copil. Nu mai e copil, deja e... Bine, asta vreți să vă referiți că unii la o anumită vârstă dau mintea copiilor. Dar asta e, știți cum se spune, ca bonomie, nu ca și o critică. Încetul cu încetul, să știți, când sunt inundații, el inundă și revarsă, mai și murdăresc. Dar încetul, încetul se strâng la matcă. Și apele intră, nu vedeți ce e acum în Teleorman? Cine norocire acolo? Dar o să vedeți că la vară o să fie frumos și cald, apele revin la normal. Așa și aici, peste tot mai apar tot felul de lucruri din astea. Dar le așezăm în matca lor. Ce să fie adevărat? Doamna Flora, dar eu fac analizii cu grupii și cu astea. Eu, când vă întrebați colegii mei, eu vin, discutăm probleme serioase, nici nu le bag în seamă pe asta, credeți-mă, nici nu le bag în seamă. Eu e ca aia, cine vrea, după mine, cine nu, înapoi. Asta este, cine vrea să meargă cu mine, merge înainte. Eu atâta le-am spus. Hai să ieșim pe stradă. Care vrea să iasă cu mine pe stradă. Și mergem dintr-un capăt în altul orașului. Și vedem pe cine salută lumea, cine are bază lumea, cine are încredere în lumea. Ai, nu, nu putem să o luăm nici așa, nu. Dumneavoastră vreți să speculați, să scoateți de la mine anumite lucruri pe care eu nu că nu pot. Să fiu corect cu dumneavoastră, că mă cunoașteți de ani de zile, am fost sincer cu dumneavoastră. Nu vreau să le spun. Și eu vă mulțumesc și vă urez o zi frumoasă și bună tuturor.